Ți s-a întâmplat vreodată să ai o poveste pe care vrei să o spui foarte, foarte, foarte tare, vrei să o spui în fața unui public? Fie că sunt prieteni, colegi, la lucru, într-o ședință cu șefii sau în fața clasei, în orice context ar fi să aștepți cu tot dragul să spui acea poveste, dar în momentul în care ai ajuns în fața lor, să te blochezi. Să nu-ți mai iasă nici măcar un cuvințel. Sau pur și simplu să o uiți sau ți s-a întâmplat vreodată să ai o poveste foarte faină pe care, din nou, abia aștept să o spui, și chiar să se întâmple la început uh, o situație neprevăzută în sală de care să te poți lega în așa fel încât să-ți introduci foarte fin povestea, doar că nu știi cum. Sau ți s-a întâmplat vreodată să fii uh, împins. De către ceilalți, în fața publicului, să spui ceva, să improvizezi ceva, să, să spui o poveste, să spui ceva și nu știi nici măcar cum să începi. Dacă vreodată, măcar o singură dată, ți s-a întâmplat vreo situație în care simțeai nevoia să cunoști câteva tehnici de improvizație, în așa fel încât să fii prezent, să captezi publicul, să îți facă ție plăcere să fii în fața lor și să le facă lor plăcere să te vadă pe tine atunci cu siguranță vrei să vii la această nouă întâlnire a cercului povestitorilor sunt Georgiana Elena Popan, sunt actriță, povestitor și trainer și împreună cu Ioana Popescu te invităm ca în fiecare lună la o întâlnire minunată în care vom împărtăși tehnici de improvizație pe care să le poți aplica oricând, în orice context. Fie că vrei să improvizezi o poveste sau un discurs sau să te adaptezi la o situație, oricare ar fi ea. Ca de obicei, avem un invitat pe măsură vă mărturisesc că este o dorință foarte veche de-a mea să invit un foarte drag prieten, partener de scenă, actori amândoi lucrând în, în spectacole și de teatru, dar și de improvizație, nimeni altul decât celebrul Bogdan Bob Rădulescu, care va fi parte din acest cerc al povestitorilor în întâlnirea noastră din septembrie. Așadar, aveți toate argumentele ca să fiți parte din această întâlnire din cel mai frumos cerc, cercul povestitorilor. Dați click pe linkul de mai jos și veți afla mai multe informații. Vă așteptăm cu tot dragul.